Te salut cu drag și bine ai venit la o nouă ediție de Ultra Psihologie. Astăzi vorbim despre un subiect tare interesant alături de invitații mei și anume constelațiile familiale. Cine sunt invitații? Cine sunt invitații? Ioana Păduraru. Așa. Și Radu Neca. Incredibil. Ce vorbim? Știi că am vrut să mă duc să-mi fac o constelație de familie și m-am gândit cum să zic. Constelații de familie sau constelații familiale sau cum făceam? Ce trebuia să fac? Ce alegeam? Alegei ce simțeai tu că ți se potrivește. În mod normal sunt constelații familiale. Constelații familiale. Adică familia intră sub egida de constelație. Exact. Ce înseamnă? Constelațiile familiale sunt... Haideți să luăm pe concret. Te rog. Tu vrei să participi la o constelație. Vreau. Să fii protagonist. Vreau, da? Ei bine, atunci eu am să te invit în acel moment din grupul format, da, să alegi reprezentanți pentru familia ta, depinde pe ce vrei să lucrezi. În primul rând stabilim ce anume vrei să descoperi. Da? Pe familia mea. Familia de bază, adică mama, tata, frați, surori, familia de acum, soție, copii. Mama, tata, că partea de copii sunt ok. Ok, perfect. Da. Înseamnă că ți-ai făcut treaba bine. Da, recunosc. Nu, e chestie de rușine. Nu-ți faci treaba bine, e o problemă. Ok, deci, atunci eu te invit să alegi reprezentanți pentru tine, mama, tata și frați, surori. Din interiorul grupului. Din grupul care participă la acea constelație. Uite, o aleg pe Ramona ca mama. Da? Unul din operatorii din studio, tata. Ce mai urmează? Urmează ca în momentul în care aceste persoane sunt alese ca reprezentanți, îi invit în scenă. Lângă mine? Nu lângă tine, pentru că tu stai lângă mine frumos și ești privitor. Vei alege un reprezentant chiar și pentru tine. Așa. Și îi invit să-și intre în rolurile în care au fost investiți. Da. Și apoi îi las puțin să se conecteze la câmpul informațional și îi urmărim împreună să vedem cum se așează. Da? Adică noi doi stăm și ne uităm la ei cum parcurg distanța de la scaun la zona de... Nu, când ajung în zona unde se pune în scenă constelația, din acel moment când ai desemnat, ea e mama, el e tata... Da, și ce observăm? Observ în primul rând felul în care este dinamica în acea familie. Adică... Păi da, dar ei nu se cunosc, Ioana. Păi, asta este fenomenul wow. Wow! Constelații. Așa. Adică, deși nimeni nu știe povestea protagonistului, în momentul în care este investit în acel rol, el începe să simtă chiar și durerile fizice pe care le are persoana pe care îl reprezintă. Sună o magie. Este cumva magic. Da, pe cuvânt de suna magie. Deci mă aștept oricând să apară un Ricardo magicianul care să spună biribim bababam, ați ajuns să fiți în universul lui Leca. Și... ai să vezi că este realitate concretă prin felul în care sunt dispuse personajele și mesajele care încep să apară, exact cum îți spuneam. Tu știi, de exemplu, că tatăl tău are o durere de umăr. Da? Persoana, reprezentantul care joacă rolul tatălui tău, începe să spună, mamă, am o durere în umăr, nu știu de ce. Deci începe să ia poziția fizică. Deci de-abia aștept să mă inviți, vin, jur, deci te rog din suflet să mă inviți, fiindcă vreau să văd asta live, vreau să vin să văd. Să știi că sunt foarte multe persoane care vin destul de circumspecte, care zic, am venit pentru că mi-a spus o prietenă sau m-a rugat nu știu cine, am venit de pură curiozitate, nu știu cât să cred din ceea ce am văzut eu, că s-a popularizat foarte mult și acel serial care prezintă constelațiile și foarte multă lume m-a dat buluc să vadă despre ce e vorba. Ei bine, fenomenul se întâmplă fie că tu crezi, fie că nu. Adică magia, cum o numești tu, are loc și dacă tu crezi și dacă nu crezi. Deci, incredibil, întotdeauna
personajul intră în pielea, adică persoana reprezentantul intră în pielea personajului întotdeauna, chiar dacă crede sau nu crede eu în asta. Eu până în acest moment, de ani de zile de când lucrez cu astfel de terapie, nu am întâlnit nicio persoană care să nu poată să intre în pielea personajului. Uite, la ultimul grup era un tânăr domn care îmi spunea, și Molcom așa, el lucrează, IT-ist, el și cu calculatorul lui, și îmi spunea: Ioana, eu sunt foarte cognitiv, că vorbește rar așa, știi? Eu nu cred că am să mă pot conecta. Până la final a fost cel mai tare și a dat mesajele cele mai tari din tot grupul. Asta a fost așa, ca și că zic, ți-ai demonstrat singur că nu e decât un blocaj. Ioana, te întreb, fii atent, sincer. Deci, tu zici de mesaj, da? Asta înseamnă că un om se conectează la o sursă care este reprezentată de ce anume, ca să se formeze un mesaj. Asta nu înțeleg eu. Păi, învață-mă. Hai să-ți explic. Te rog. Hai să-ți explic. Este vorba de ceea ce a descoperit inițial Freud. Așa. Și l-a numit inconștient personal. Așa. Și ulterior a venit elevul lui, Jung, și a spus, a dus mai departe și a descoperit inconștientul colectiv. Deci noi suntem conectați. Avem inconștientul personal, da? Unde refulăm toate lucrurile nedorite, nedezirabile, da? Okay. Așa. Suntem conectați la un inconștient al arborelui, adică al tuturor persoanelor care au trăit înaintea mea, în familia mea, da? Și cu toții suntem conectați la familia mare, care este omenirea. Ioana, dar când avem de-a face cu noțiunea asta de conectare, conectare, cum ai zis tu, omul devine circumspect, omul e ca în religie, nu crede că ceea ce văd, spune scepticul care se apropie de știință. Așa, foarte mult. De-aia trebuie să vină să vadă. Pentru că acolo nu e teorie. Adică nu stăm și povestim. Lucrurile se întâmplă foarte simplu. Dacă protagonistul care vrea să-și pună în scenă constelația vrea să-mi dea informații, îl opresc. Îi spun nu, nu am nevoie să-mi spui nimic, pentru că vom vedea împreună. Adică nu există un interviu înainte ca să poți spune: a, păi stai, că știa și are ea poate deci, o capacitate de a vedea. Deci practic nu știi nimic despre persoana respectivă. Absolut nimic. Se așează frumos lângă mine și îl întreb: care este intenția ta? De ce ai venit? Ce vrei tu să pui în scenă acum? Ce vrei să vezi? Păi, uite, am o problemă cu care mă confrunt și indiferent de câte controle am făcut, analize, am mers la psiholog, nu reușesc să rămân însărcinată. Deci asta e problema ei, da? Ok, okay. Și atunci eu îi spun: bine, hai să vedem, te rog, cheamă un reprezentant pentru tine, unul pentru soțul tău, am un reprezentant, aici am fost puțin mai, nu știu cum să zic, dar am combinat și constelațiile intenției cu constelațiile familiale și eu chem un reprezentant și pentru intenție. Intenția ei: vreau să rămână însărcinat. Adică copilul l-ai chemat? Adică exact intenția ei, copilul. Intenția. Da, vreau să am un copil, vreau să rămână însărcinat. Sună, da? Sistemic asta. Păi este, constelațiile familiale sunt o formă fenomenologică și sistemică. Că wow. Se raportează la un sistem, da? Nu la individ, la sistem. Bun, și urmărim. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu intenția? Așa. Și avem un reprezentant pentru intenție. Avem pentru intenție, avem pentru protagonist, avem pentru soț, inițial. Ok. Da? Îi văd cum se așează cei doi și observ că relația dintre ei doi e ok. Adică nu e unul într-o parte, unul în altul. Nu privește nimeni într-un anumit colț sau toată lumea într-un anumit unghi ca să trag eu de acolo concluzia că lipsește cineva. Fii atentă, da? Ridic două degețele, iartă-mă, dar nu... Păi mă întrerup și nu se mai da, înțelege. Știu, dar lasă-mă să fii atentă. Hai, că e incredibil. Sunt atent. Tu nu știi pe oamenii ăia. Nu. Ei n-au nicio conexiune între ei. Absolut niciuna. Păi și n-ar vrea ei să demonstreze
un sentiment interior când ei primesc un rol? În funcție de ce au pățit în ziua respectivă, se conectează sau nu cu ce spui în tu? Și cum se face conectarea? În care, uite, că pot să-ți răspund și la întrebarea asta. Da. În momentul în care observ că sunt anumite persoane care vor să demonstreze, mamă, cât sunt eu de spiritual și câtă cunoaștere am și vreau eu să-ți dau mesajele care îmi vin și așa. Știi ce zic? Hai. Eu știu. Ei, când observ lucrul ăsta, din nou fac o șmecherie și zic, închidem gurița, fără mesaje, lăsăm să se manifeste mișcările sufletului. Mișcările sufletului? Mișcările sufletului înseamnă că îți dai voie să te conectezi, inspir, expir de câteva ori, îi invit să închidă ochii și să intre în ei și în momentul ăla, pur și simplu, corpul începe să aibă anumite mișcări. Fie îl trage și se duce într-o parte, unul se așează. Unul vine, vrea să iasă cu totul și zice, eu nu mai pot să stau aici, eu nu mai pot, eu vreau să iau, ok, așează-te unde simți. E, fiecare permutare îți creează o altă imagine în puzzle, știi? Și totul se întâmplă pas cu pas. Cei din sală văd? Toată lumea vede, că de-aia spun, este... Chiar dacă tu nu-ți joci propria constelație, tot ceea ce se joacă în ziua în care participi este despre tine și despre sistemul tău. Adică există acea informație și în sistemul tău și inconștientul tău este pregătit acum să-ți arate acea informație. Ei între ei interacționează înainte să ajungă la tine? La o cafea, bună, bună, eu sunt Mihaela, eu sunt Cristina, eu sunt Georgel, eu sunt Ionel. Atât. N-au timp. Deci noi ne vedem cu ei, vin, pot se strânge grupul poate cu 5 minute înainte. Deci practic, Ioana, practic cumva, cum să zic, universul face în așa fel încât în acest grup să se strângă persoane care să aibă practic un numitor comun. Clar, și aceeași problemă, să zicem, sau aceea situație? Au probleme similare de viață cu care se confruntă în prezent și au problematică comună, sistemică, da, pe transgenerațional, nerezolvată, blocată undeva în sistemul lor. Și atunci, pe această frecvență, pe această rezonanță, se strâng acolo și, cum îți spuneam mai devreme, se poate întâmpla ca grupul să fie format cu o lună înainte deja și cu o zi, două înainte, una, două, trei, cinci persoane să spună, nu pot să mai vin. Sau unii din, s-au îmbolnăvit. Da, brus, exact, brus. Sau din vari motive din nu vari, mai pot să... Da, nu pot veni. Eu știu de ce. Pentru că realizez că acele persoane nu sunt... Dacă grupul deja format... Gândește-te că acolo se formează un egregor, da? Are o anumită forță și poate să se ducă adânc, să poată procesa foarte mult. Persoanele care nu sunt pregătite să facă toți acești pași, renunță. Ei nu-și dau seama, adică nu e un proces conștient. Nu zic, nu mai am chef să mă duc. Apar fel de fel de lucruri care pur și simplu împiedică să ajungă. Da, da, acest lucru se întâmplă și într-un proces terapeutic, Radu, pentru că sunt oameni, ai văzut, care au tendința asta de a amâna, de a întârzia, de a evita, se îmbolnăvesc brusc, știi, când este să vină la ședința de terapie. Și atunci este tot așa un mecanism de apărare pentru el, da? Nu este pregătit să facă, să lucreze. E mecanismul pe care el l-a învățat de mic ca să poată supraviețui. Și atunci, deși în momentul actual nu-l mai ajută ca și adult, pentru că îl pune tot timpul în circunstanțe în care el evită să se confrunte cu ceea ce are real de rezolvat, pe pilot automat el dă drumul, știi, la programel și... Deci, nu știu de ce, dar nu pot. Se formează grupul, da? Da. Scoatem din sală mama, tata și pe cine mai vrei, pe noi. Păi hai că să dăm exemplu asta concret cu această tânără doamnă care era împreună cu soțul și intenția de a avea un copil. Bine. Da? Nici o problemă, ne-am luat tot subiectul ăsta. Deci, așa. Doamna cu soțul și cu intenția. Da. În momentul în care i-am lăsat să se miște, să interacționeze, soțul cu soția erau foarte ok. Adică interacțiunea dintre ei era
Ok. Cu respect, te rog, ce înseamnă i-am lăsat să interacționeze? Pe cine? Pe protagoniști. Nu, protagonist e doar persoana care tine. Joacă. Da. Pe reprezentanții. Aha. Pe reprezentanți. Trebuie să înțeleg. Nu trebuie să te superi pe mine. Eu trebuie să înțeleg. Eu am nevoie de lumină în creier. Eu n-am mai auzit lucrurile astea. Nu te nerva. Așa. Așa. Deci se creează acea imagine și da. Poți să realizezi dacă între cei doi e o problemă reală și au fost cazuri în care partenerii, deși la nivel conștient sau verbalizau numai că da, ne iubim, vrem copil, el de fapt stătea puțin cât și privea într-o parte și am zis cine mai trebuie să intre în constelație? Și atunci reprezentantul soțului a spus, eu simt că trebuie să vină, în momentul în care a zis, eu simt că trebuie să vină o femeie din sală direct, a sărit o tipă care a zis, mor, nu mai pot să stau pe scaun, trebuie să intru. Ok, hai să vedem. Ce rol ai tu? Se duce, se agață direct de el. Și ce simți? Ce? Simt că îl iubesc, deci nu știu, e ceva, am o mare tristețe, simt ură față de doamna, dar pe ele îl iubesc. Opa, și mergem deci, pe ideea de amadlâc. Amadlâc. Da. Și lucrurile astea cum se formează? Că la nivel psihologic, explică-mi. Eu sunt un simplu psiholog. Da. Adică explică-mi psihologic. Cum se formează treaba asta? Păi, vezi tu, nu există, tu vrei să-ți spun cum se întâmplă magia în termeni științifici. Păi dacă mergem pe ideea următoare, să spun cum privesc eu treaba asta. Da? Eu te privesc pe tine ca Ioana Păduraru, psihoterapeut, așa. Colega mea. Da, corect. Ok. Și pe ideea aceasta eu mă gândesc că am de-a face cu un grup de terapie. Da. Bun, până aici suntem... De acord. Ok. Da. Dar în acest grup de terapie nu există un timp înainte în care membrii din grupul de terapie vorbesc, nu interacționează. În afară de bună ce faci, o cafea împreună. Uh-huh. Cu toate astea, ei spui tu că se conectează. Uh-huh. La ce? Păi spuneam, la câmpul ăsta informațional, la inconștient. Înțelegi? Eu vreau să înțeleg din suflet. Supă informațională toți. Noi și în acest moment, și cu domnul din camera de dincolo și cu domnul din camera care ne filmează și noi, putem spune că suntem într-o constelație. Și dacă ne-am lăsat liberi, fără să știm niciun fel de informație, dacă aș spune, ok, hai, faceți ce simțiți, vă rog, așezați-vă în acest spațiu. Și după aia, în funcție de ce văd, v-aș conduce pas cu pas, ar ieși, de exemplu, raportul relațional dintre voi. Dacă tu, într-adevăr, îl placi sau îl consideri ok din punct de vedere profesional sau dacă ai vreo problemă vis-a-vis de el și viceversa. Multiple. Dacă domnul de acolo consideră că ce bat ăștia câmpii și îmi pierd timpul și nu îmi place să fiu cu ei. Înțelegi? Da. Adică sunt lucruri la care nu te aștepți și pe care omul în mod normal nu le comunică, dar ele cum le vezi tu? Asta cum e le întrebarea. Vezi tu, Ioana? Că pare așa numai eu. Ceva... Le vede absolut toată lumea, sunt okay. Foarte ușor observabile. Bine, vezi, dacă n-ați participat niciodată la un astfel de grup, e dificil să înțelegi, dar imaginează-ți, da, că tu știi că acolo e intenția, copilul, sunt cei doi parteneri și tu când vezi că cei doi nu ajung să se atingă, să se conecteze și îl întrebi, ce simți? Îl întrebi pe el și îl spune, nu mă simt foarte bine lângă ea. Nu știu de ce, nu vreau și aș vrea altceva, pe altcineva. Știi? Ok, atunci îți sare din sală. O persoană care zice, nu știu, pur și simplu eu nu știu de ce trebuie să intru în această constelație. Ok, intră, ia-ți locul, te rog. Deci, practic, aceste persoane sunt vocea celui care vrea să lucreze problema, este vocea pe care el nu vrea să o audă sau vocea pe care nu ascultă sau nici nu știe de ea? Nu știe de ea, nu neapărat o blochează. Pur și simplu nu știe. Adică sunt cazuri, cum e cazul de care îți vorbeam acum,
în care habar n-avea că soțul are o amantă, adică nici nu bănuia. Bine, aici, iarăși, eu am o problemă. Ca femeie nu prea ai cum să nu-i intuiești. Uh-huh. Adică intru... Auzi, Ioana, dar dacă tipul ăla care îl interpreta pe el, de exemplu, avusese, din punct de vedere psihoemoțional, o structură activată pe negativ, înainte să ajungă cu tine în sală. Așa. Da? S-a întâmplat ceva înainte de a participa la ședința cu Ioana Păduraru, m-am încărcat negativ, am intrat încărcat, m-am certat cu iubită, cu iubita, cu oricine. M-am enervat, m-am certat, m-am încărcat negativ, sunt ca un arici. Da? Tipul de lângă Ioana pe mine mă alege să fiu reprezentantul lui, în secunda 2 când am intrat în ceea ce tu ai spus, constelație, în constelație, în câmp, ca așa ai spus, în câmp, eu îmi arăt frustrarea, nu te introduce într-o zonă de iluzie. Păi tu crezi că întâmplător protagonistul alege acel reprezentant? Păi nu sună a psihotronie. Sună a ce vrei tu să Nu a ce vreau eu. Psihologul din mine trebuie să înțeleagă. Știi? Adică eu iubesc foarte mult psihoterapeuții, vreau să înțeleg. Dar psihologul clinician din mine trebuie să înțeleagă. Și atunci eu vin și spun așa. Merg pe ideea că o constelație este formată dintr-un șir nedefinit, sub formă infinită, de coincidențe, atât timp cât știm că nu există coincidențe? Eu nu le-aș numi coincidențe, le-aș numi sincronicități. La nivel de masă? Da. Hai că l-am băgat mai adânc, mai lăsăm să gândească. Da, ce s-a întâmplat cu... Păi asta voiam, așa, cât gândește următoarea întrebare. Procesează informația. Da, să înțeleagă. Ideea a fost că până la urmă asta a fost un alt caz. Eu începusem cu cazul fericit în care cei doi chiar erau ok, vedeau că se caută, stăteau împreună, se simțeau bine împreună, erau, nu aveam niciun fel de problemă sau ceva de reproșat celuilalt, da? Ok, dacă intenția totuși nu se putea apropia de cei doi, că dacă și intenția ar fi venit lângă, deci nu mai aveam nicio problemă, era totul ok și atunci însemna că în foarte scurt timp rămâne sărcinată. Dar intenția copilul. Nu. Copilul, da. Intenția stătea deoparte, știi? Și zicea, nu mă pot apropia de ei. Ok, hai să vedem mai departe. Deci nu ține de familia actuală pe care ți-ai construit-o. Te rog, cheamă, investește în rol pe mama și pe tatăl tău. Deci familia de bază. Vin cei doi, deja acolo probleme. Nu se puteau privi, unul stătea într-o parte, unul într-o parte. Încep să-și spună mesajele și iese la suprafață un lucru pe care protagonista nu-l cunoștea, că a existat și încă un copil care murise și de care ea nu știa. Părinții nu îi spuseseră niciodată. Un secret de familie. Un secret. Aha. Da. Dar cum a ieșit? Păi uite așa. Dar nu e așa. Păi fii atent. Sunt. Trup și suflet, jur. Adică dau cea mai bun. În momentul în care i-am văzut că cei doi nu relaționează, am fost foarte atentă să văd privirea mamei, a doamnei, da? Așa, mama protagonistei. Okay. Da? În momentul în care privirea ei este numai în jos, da, apare clar o distanță foarte mare între cei doi, atunci clar există ori un avort, ori un copil părăsit, ori deci este pierderea unui copil, pentru că după aceea relația dintre cei doi, dacă nu își asumă amândoi durerea acelei pierderi, se rupe și apare acea distanțare. Că ulterior există anumite lucruri care îi mai mențin împreună, nu știu, ca o firmă, că e casa, că nu putem, că zice lumea, și rămân, ei afectiv nu sunt prezenți în acea relație, lucru care se vede. Afectiv cine? Mama și tatăl protagonistei, de ei vorbesc. Da, tu vorbești de personaje. De personaje, da.
Păi dacă eu tot continui această povestire ca să se înțeleagă ceva. Dacă personajele au trăiri personale care n-au legătură cu personajele, nu le aruncă în personaj? Exact asta vreau să înțelegi. Nici o persoană care ajunge să joace un anumit rol nu este străin de subiectul pe care îl interpretează. Niciunul. Tu nu vei fi niciodată investit, de exemplu, în rolul, habar n-am ce să zic, de bețiv, să zicem, dacă n-ai avut pe nimeni, nici tata n-a băut, nici unchiul, nici, adică nu ai fost în niciun fel implicat emoțional, n-ai fost obligat să trăiești constrâns de o astfel de problematică în viața ta. Investirea, da? Se realizează din punctul inconștient. Tău de vedere inconștient. Inconștient, absolut inconștient. Deci, practic, ne leagă experiențele și emoțiile pe care noi le-am trăit și le-am scos din acea experiență. Uh-huh. Adică înțeleg ce, prin ce ai trecut, pentru că eu am trecut prin ce ai trecut, păi tu. Păi și tu cum înțelegi, Ramona, prin ce ai trecut atâta timp cât tu nu-l cunoști pe omul din fața ta? Că mi-a spus Adina Orioana că oamenii ăștia nu se cunosc între ei. Păi dar a avut aceleași experiențe. De unde știi dacă nu-l cunoști? Păi nu trebuie să-l cunoști ca să poți să faci această investire. Asta spun. Tu te spun, relaxează-te, te rog. Și acum privește în sală și alege reprezentant pentru. Wow! Știi? Deci și pur și simplu, deci așa. scanează. Fac, se uiți și la un moment dat, ia. Trasă, e o sclipire, e ceva okay. Care îl face pe asta acel om să accept. Să-l aleagă okay. Pe... Alegerea o pot accepta. E ok asta. Ok. Da. Mulțumesc, e bine, am făcut un pas. Da. Dacă mi-explici, eu înțeleg, adică eu dovedesc că vreau să înțeleg, știi? Fiindcă eu am crezut așa, că spun ce am crezut eu, din tot sufletul. Nici n-am vrut să citesc nimic înainte. Mm-hmm. Constelațiile de familie. Mi-e și greu să pronunț constelații familiale. Da. Sunt de ca povești de viață, povești de familie. Uh-huh. M-am gândit că sunt bazate pe un interviu clinic de tipul ce nevoie ai, ce ești, cine ești, câți ani ai, la ce nevoie ai, cum pot să te ajut și se face un grafic. Nu m-am gândit că există un terț care să vorbească în numele meu conectat la un inconștient colectiv. Că în momentul în care eu am auzit de noțiunea de inconștient colectiv, eu automat m-am dus către o noțiune care nu este acceptată la nivel științific academic, cel puțin pe teritoriul României, care se numește conștiință colectivă. Aici avem inconștientul colectiv. Ele sunt cumva similare. Și am zis, ok, nu e nicio problemă, trebuie să o înțeleg și pe asta. Noțiunea de câmp e o noțiune care îmi scapă, fiindcă într-o sală, dacă sunt 5 căpățâni, fiecare are altă variație de undă cerebrală, pe alte tipuri de cifre. Cum sunt ele conectate, cum se conectează? Și aici vorbim de pură psihotronie, respectiv de tipul de herți. Vezi tu, ți-am spus eu mai devreme, toți suntem în aceeași supă, că dacă privim arhetipal așa, omul, da? Așa da. Suntem conectați fie că vrem, fie că nu vrem, da? Și suntem conectați cu toții la un ceva, fiecare l-a numit în felul lui. Câmp, spune fizica cuantică acum, alții spun că Dumnezeu, zeu, nu știu care creatori, nu știu ce, fiecare i-a dat un nume acelei forțe sau acelui câmp, omniscient, omnipotent, omniprezent, okay. Da? Care este peste tot și în toate. După ce ai ales asta oamenii. E această supă de care îți vorbesc. Perfect. Eu. După ce ai ales oamenii și ei încep să joace rolurile, cum îți extragi informația? Pur și simplu observând. Aici, okay. Aici aș puncta un picuț, ține foarte mult de facilitator, de cel care conduce constelația și de cât de mult se poate extrage din constelație ca să nu influențeze. Știi că influențe, dacă eu imediat zic eu, eu cred că, de la început, da. Eu cred că n-au copil că ăsta are amant. Știi? Aș putea livra... O idee. Ai înțeles? O difuzezi. Dar nu o difuzezi. Nu. Pentru că asta este, de fapt, în formarea mea asta am făcut cel mai mult.
să las deoparte raționalul și felul în care merg după pattern imediat și să fac conexiunile, cum faci tu acum, știi? Încerc. Și să-mi pun sute de întrebări și așa, și să rămân doar ca observator. Așa. Și să iau doar realitatea care mi este revelată atunci. Deci rolul tău în interiorul grupului este de facilitator. Da. Bun. Tu ca facilitator nu îți dai voie să te exprimi înainte cu nimic. Nu. Stai și observi. Da. Dar uite, pentru mintea mea de psiholog clinician. Dar sunt anumite așa, momente da. În care cum revin din nou la exemplu dat până la final. Până la terminăm, dăm, da? Ăla îl dăm. Așa. Da? Am observat că relația dintre cei doi părinți ai fetei e întreruptă și mama stătea numai așa, deci cu privirea în jos. Privirea în jos îmi indică faptul că se uită după cineva care a plecat de dincolo, în mormânt, da? Sunt anumite simboluri pe care le înveți în formare. Da? Le înveți, da. Tipa care stă da. În fața ta și stă cu căpățâna în jos, nu are ea o chestie personală? Nu are nicio chestie personală. Ea în acel moment așa simte să stea, așa stă. Și stă, pur și simplu. Că alta, ți-am zis, alta poate să simte, să simtă să iasă din sală. Alta simte să se ducă să-i dea una soțului. Doamne ferește! Da, da, Radu, dar practic... Ok, aflu că a existat un copil care a murit, asta e, dar asta pot să și verific. Păi a fost verificat ulterior. Nu? Adică nu este că, pentru că noi avem pare un grup de WhatsApp unde ulterior dăm feedback-urile. A doua zi eu întreb cum ați dormit, deci este o informație verificată. Și a verificat mama ei într-un final, i-a zis, n-am putut, n-am crezut că e important să-ți spun că... A mai fost un copil înaintea ta, de fapt această femeie era un copil de substitut pentru copilul pierdut al familiei ei și un rol foarte greu de dus, mai ales că nu știi ce se întâmplă cu tine, nu știi de ce ai anumite trăiri, nu? Și uite, nu știi de ce porți durerea, doliu neîncheiat al mamei care și-a pierdut un copil și tu... dintr-o loialitate inconștientă, nu, deși îți dorești foarte mult, nu poți avea un copil. Întrebare. Da? De frică să nu-l pierzi. Pentru că tu ești conectată la durerea mamei. La durerea pierderii durerea copilului. Da. Ioana, fii atentă. Da? Și atunci nu ai loc în tine. Întrebare. Pentru un copil până ce nu scapi și închei subiectul care nici măcar nu e al tău. Constelațiile familiale. Anulează psihoterapia? Nu, absolut deloc. Anulează dezvoltarea personală și emoțională? Nu anulează, este o formă prin care poți să te descoperi. Dar dai pe repede înainte. E pe repede înainte, e adevărat, este o șuntare, că așa stai în psihoterapie și poți să stai să vorbești mult și bine și nu o să afli niciodată secretul mamei. Nu o să știi să-i spui de ce nu reușește ea să rămână însărcinată. O să iei frumos să vezi cum e ea în relația cu soțul, ce se întâmplă în relația lor, dar nu. E o tehnică practică, adică una dintre multele tehnici. E o tehnică este care o tehnică se bazează care... pe observația unor oameni care nu au legătură cu cazul și care se merge pe ideea că s-au conectat Radu, la un grup informațional. Puțin. Te ascult din suflet. Vreau, adică vreau, nu, jur. Tu nu mă asculți din suflet, acum mă asculți din minte. Că dacă m-ai ascultat din suflet... Mi-e teamă să te ascult din suflet. Că atunci dacă eu te ascult din suflet, eu o să cred așa să că am un câmp informațional care difuzează informație, dar eu nu-l văd fiindcă nu mă conectez cu el. Că am oameni care se conectează într-un grup care cineva îi aduce acolo o forță atot puternică care ajunge să-i ducă într-un singur loc pe toți oamenii ăștia. Lucru care pentru un clinician ca mine stă cu multe semne de întrebare. Că există noțiunea de karmă, dar ea se difuzează pe anumite tipuri de patologii de grup care îi unește pe doar pe anumite persoane într-un singur loc, că ei reacționează la o anumită vibrație pe care nu o înțeleg și vezi? Deci sunt niște chestii care... Da, pe care mintea ta nu le poate traduce, că nici nu are capacitatea asta, știi? Încerci cu mintea să traduci tainele sufletului. E cam dificil, știi? La fel cum ți-a spune, fă-mi o ecuație a iubirii
să pătrunzi tu așa, să poți explica cu adevărat iubirea. În cazul în care există iubirea, da, poți să o crezi ecuația, dar când nu există iubirea, n-ai ce să crezi. Da, dar iubirea ca și emoție, ca sentiment, se trăiește în primul rând. Dacă tu o trăiești cognitiv, dacă o simți, asta spun, dacă încerci să tot explici și să o cuantifici, nu o să o mai simți. Evident că iubirea nu e cum să o cuantifici. O să vrei doar să-ți o explici, știi? Să pui pe hârtie și să zici, a iubi înseamnă a răspunde la nevoile mele, a mă ajuta să mă dezvolt, a crește împreună, bla bla bla, ori multe, da? Uh-huh. Adică le cuantifici. Le pui concret ca să ai anumite repere. Mergem da? Pe ideea de sistemic și dar eu te întreb cum e când o simți. E diferit de ce încerci tu să pui pe hârtie? Dacă ceea ce simți este real și nu indus, poate. Real. Păi nu știi eu asta. Eu te întreb real, că n-ai fost niciodată, n-ai iubit niciodată. Tu îmi iubesc câinele. Ok. Și cum ai putea exprima această iubire? Dorința de a-l ajuta. Ok. Și dacă te-aș întreba cum o simți? Nu cum numai, o simt? Da. Ce simți tu în sufletul tău, așa, în sigur, interiorul tău? Sigur, fii atentă. Noțiunea de liniște, okay, de confort, de a ajuta pe împlinire. Și împlinesc sentimentul ăsta. E o chestie bună. Dar asta e iubirea pentru un câine, iubirea pentru o anumită persoană care să te facă să-ți pierzi mințile, controlul și tot? Nu, sunt rațional eu. Toată viața mea a fost. Ai văzut exact. Ceea ce a demonstrat. Da, categoric. Face totul, da, și vei traduce totul doar prin emisfera ta stângă, rațională. Clar. Și vei ține în pauză emisfera dreaptă. Mm-hmm. Știi că vrei științific. Deci, mergem pe pentru constelații, ascultă-mă. Te rog. Ai nevoie de emisfera stângă ca să poată procesa informația, să înțeleagă ce vede acolo, să poată să-și explice, să poată să accepte lucrurile. Pentru emisfera dreaptă există acele forme de, cum să le numesc, hai să le spun, ritual, okay, da? În care are loc, de fapt, nu vreau să-i zic neapărat iertare, dar într-adevăr, okay, să zici, accept. Da, păi nu, că aici am o problemă și o să o explic de ce. Te nu vreau să respect. Zic iertare. Da, da. Cu respect îți răspund. Da, da, cu drag. Are loc, într-adevăr, la nivelul fiecarei celule din corpul tău, acea înțelegere și din punct de vedere emoțional, acea eliberare. Bă, acum am înțeles de ce ai făcut, ce ai făcut. Abia acum. Dar o simți, nu doar o gândești. Că o gândești că îți fac eu schematic, uite ăsta e pattern-ul, ăla a făcut așa, ăla de acolo, de aici se trage, vine pe a șaptea linie, te-a găsit, aici s-a manifestat buba. Asta e cognitivul, da? E minunat, raționalul. Minunat. Dar problema nu se deblochează până ce nu are loc și acest insight, această clipire în fiecare celulă din corpul tău în care tu chiar o înțelegi cu totul, nu știu cum să-ți explic, că aia trebuie trăită. Tu înțelegi? Da, emoția. Să tu înțelegi. Îți dorești să înțelegi? Eu înțeleg. Bun. Păi deci ai nevoie? Stai așa, ce înțelegi? Stai un pic. Nu, te rog frumos din suflet, explică-mi ce înțelegi. Eu cred în tine. Spune-mi ce înțelegi. Este ceva la nivel emoțional care se întâmplă și nu poate neapărat între oameni fi care explicat. Nu se cunosc? Între oameni care nu se cunosc. Păi da, da, se intră în... Se intră în pielea personajului. Cum să intri dacă la nivel cunoști? Energetic. Doamne Radu, energetic. De-abia te aștept. Jur, da, deci de-abia aștept să vin. Deci vine Radu la tine, stau cu tine acolo. Nu mă mișc de lângă tine să absorb fiecare cuvânt. Jur, deci eu acolo nu plec de acolo. Eu vreau să văd cu ochii mei. Deci nu, după mine trebuie să văd. În plus că sunt aceste informații. Că, na, că a existat un secret de familie. Unde care sunt? Se pot verifica. Stai, dar unde sunt? Ele unde sunt? Tu ești pe cognitiv comportamental și ele mai cognitivist decât tine, știi? Adică, știi, el cognitiviștii este tatăl, cognitiv. Sunt cei care oricum neagă. Unde sunt toate emoțiile alea? Unde sunt? Uite, dragul meu, în ADN. În ADN? În ADN ai nu toate genele tale conțin. Tu ești acolo în pielea ta, eu sunt aici în pielea mea. Pe care le ai. Da. Dar eu nu pot să-ți auzi gândurile, nici tu ale mele. Da.
tu vezi doar un limbaj al trupului, pică, o analiză și evoluția comportamentului și cam atât. Vine Radu în mami la constelație și o să înceapă, mamă, ăsta e schizo. Da. Asta e da. E în gândirea magică, ăsta săracu are. Vai de capul lui, te gândești, are ceva? Vezi? Te duci în tulburare compulsivă, te duci în schizo, te duci în aia, te duci în aia. Ce o să faci când o să vezi că ești și tu acolo? Sun 112, mă ridic singur. Jur, sun 112, mă ridic singur. Deci, nu. Pe bune, deci eu vin cu telefonul la mine. Dacă e ceva, mi-am format 112 și m-am internat singur la obregie. Dar Ioana, reprezentantul persoanei care vrea să-și rezolve problema, se va manifesta ca și el? Adică o să am o copie? Da, un alter ego îl numesc. Okay. O să ai o copie, cum spui tu, ca să se înțeleagă, iar tu te vei recunoaște. Adică da, nu-ți va fi niciun fel, vezi, de problemă să recunoști ceea ce persoana care intră în pielea ta, da, și e reprezentantul tău, îți va fi foarte simplu să vezi cum se manifestă, să-ți recunoști anumite lucruri. Acum, am înțeles elementele astea, întrebare de bază pentru mintea mea. În mod real, din punct de vedere psihoemoțional, ce se rezolvă atât la nivel logic, dar și la nivel de înțelegere deplină prin constelațiile familiale? Ce se rezolvă în noi? Ce ajungem să structurăm pentru a rezolva ceva anume? A soluționa. Ce putem face să soluționăm? Ce soluționăm? Păi, întotdeauna pornești din momentul prezent. Da, da? Sunt în prezent. Mă, ești în prezent. Sunt. Și în ce momentul în care am vin lângă mine, eu te întreb, ok, alege o problemă pe care o consider cea mai importantă în viața ta și căreia nu-i găsești niciun fel de explicație, de soluție, oricât te-ai străduit, oricât ești de conștient de ea și faci lucruri ca să o rezolvi, uite, nu se rezolvă. Și hai să vedem ce e în spatele ei, că sunt lucruri pe care tu nu le poți găsi ca explicație coerentă în viața corect ta. Da? Dar tu de nu acolo vorbești, pornim. Tu nu vorbești cu mine, tu alegi niște oameni din sală. Măi, Radu. Da? În momentul în care tu vii să îți lucrezi această constelație, tu stai frumos lângă mine, okay, și îți spun această întrebare. Okay. Spune-mi, ce intenționezi tu? De ce ai venit? Ce vrei să-ți rezolvi? Păi am problema X. Ok, de la problema X plecăm noi și vedem ce derivă din această problemă, ce legătură ai tu și cu trecutul tău, și unde s-a generat, de fapt, acel pattern care s-a desfăcut la tine în momentul tău actual ca problemă. După care se formează grupul în funcție de ceea ce ai auzit și alegi pe oameni să facă parte din grupul respectiv în funcție de ceea ce ai auzit înainte? Tu vorbești de grup sau de joc? De constelație vorbești, da, acum. Deci, grupul, jocul și constelațiile sunt lucruri diferite. Grupul este întreg grupul, toți participanții care sunt în acea zi la acel workshop de constelații familiale. Ăsta i-ai e ales grupul vorbind? Da? I-ai ales și pe ei din sală vorbind cu ei la fel cum ai vorbit și cu mine? Nu. Pur și simplu, omul vrea să, uite, cum a spus Ramona, vreau și eu să particip la un grup de constelații. Sună, dă un mesaj, se înscrie și ea va face parte din acel grup. Grupul se strânge, da, fără să am eu sau tu sau oricare altul care organizează un astfel de workshop vreun control. Da? Deci se strânge un anumit grup. Ok, până aici e clar. E clar. După care vorbim de persoanele care își vor juca efectiv constelația. Ele nu pot fi într-un workshop care durează de la ora 10 dimineața la ora 18. Nu pot fi mai mult de 6-7 constelații jucate în tot acest timp. Și asta depinde foarte, foarte mult de puterea de conținere și de procesare informațiilor a grupului. Da? Adică dacă sunt foarte conectați și au o capacitate foarte mare de procesare, se merge, știi, informațiile curg rapid și atunci, da, poți să faci 7 constelații. Dacă nu, 6. Deci asta e iarăși pe... Cum îi alegi pe cei care lucrează? Sau ei se oferă să lucreze? Nu se oferă, ca așa ți-am sau spus, cum? Că toți se oferă și toți ar vrea să... Și cum știi că el trebuie să lucreze sau el, sau el, sau el? Asta știu eu, pentru că o văd în acel moment.
În momentul în care ne strângem, da, eu știu că faci așa, tu ți-ai folosit vreodată intuiția? Permanent. Așa. Și atunci de ce ești atât de mirat? Cum ți-o explici? Păi e simplu. Eu mă gândesc că o structură psihodinamică trebuie să fie explicată ca omul să înțeleagă că merge la psihoterapeut sau la psiholog. Nu. Eu te întrebam acum de intuiție. Da. Da? Da. Ok. Ai făcut ca și cum... Eu am spus, ți-ai folosit vreodată intuiția? Da. E, uite și eu mi-o folosesc foarte mult în astfel de momente. Și pe lângă asta, am învățat și am deja ochiul format, astfel încât în momentul în care fac conectarea grupului, știi, ca în orice grup, ai ținut vreodată vreun grup? Da. Ai ținut, perfect. E, vrei să faci astfel încât dinamica să fie ok, să-i ajut să se conecteze între ei la început, prin diferite joculețe, discuții, da? Corect. E, la constelații se face sub altă formă. Adică îi rog să inspire, expire, să închidă ochii, să se relaxeze, să-și aducă în imagine părinții, pentru că de fapt despre asta este în constelații, în primul rând, despre reconectarea cu proprii tăi părinți. În cazul în care au murit, mai te poți reconecta? Bineînțeles, bineînțeles. Și în momentul în care îi chemi cu ochii închiși în imagine și de acolo le spun ce anume să facă și cum, ce să vorbească, apar, că doar ești psiholog și poți să citești și non-verbal, și pot, da, sunt anumite caracteristici pe care le poți observa dacă te uiți atent la grup, da? Care se manifestă la unele persoane mai abitiri decât la altele. Da? În baza unui task pe care tu l-ai dat. Da. Ok. E observabil. Poate. Și uite așa, ajungi să știi. Ce? Păi am răspuns la mine. Cine va participa, cine va participa din efectiv tot în joc? E incredibil. Deci trebuie să vă treaba. E genial. O să lucrezi și cu un simptom de boală? Asta e tare! Asta e tare! Poți lucra, însă aici iarăși, da, bineînțeles, da. Uite, pot să-ți dau exemplu unei persoane care suferea de o boală cronică. Așa. Și care în momentul în care am rugat, cheamă un reprezentant pentru boala ta, s-au pus față în față cu protagonistul, adică cel care interpreta rolul protagonistului. Și în mod normal, ce te aștepți să vezi când vezi o astfel de scenă? Okay. Te aștepți să fugă sau să se... Ei s-au îmbrățișat. Bă, ce tare. Deci își îmbrățișa boala. Deși era o boală destul de avansată, care se manifesta foarte urât, da? Ok. Și atunci întrebarea a fost, cine este reprezentat de boală? Pe cine vezi acolo în spate? Și de-abia atunci se face un switch în el, începe să plângă și spune pe tata. Pe tata? Ce s-a întâmplat cu tata? A murit când eu eram mic. Ok. Și ceea ce se întâmpla cu el, deși atrăsese această boală, era tocmai acea dorință inconștientă a copilului, care, deși a ajuns matur, copilul din el continua să fie rănit și să trăiască acea tragedie, da? De a-și urma tatăl în moarte. Este o lege nespusă, nescrisă, sistemică, în care atunci când un reprezentant din sistem pleacă brusc, adică nu firesc, ok, avea 90 de ani și a trăit viața și a murit. Și a murit pentru că atât i-a fost dat. Da, în momentul în care apare un accident, o boală gravă care îl curăță rapid, la vârstă, o femeie care moare la naștere,
Corect. Un copil care îți moare și corect. Nu este firesc să-ți moară copilul înaintea ta ca și părinte. Tu începi să cauți răspunsuri. În acel moment, nu. În acel moment, persoanele cele mai expuse sunt copiii care își iubesc necondiționat. Copiii au o iubire fantastică pentru părinți, okay. indiferent de cum se comportă scuze, acei părinți cu el. Cu ei. Cu el, cu copilul. Cu el, cu ei, cu ei da. Da. Deci ei iubesc, chiar aia e iubirea aia necondiționată adevărată. Și adevărată. Da? E, în momentul în care părintele lui suferă un astfel de șoc, da? El atunci, unu, din iubire pentru tată, vrea să-l urmeze în moarte. Doi, din iubire pentru mamă, care suferă șocul pierderii soțului, îi spune, mă sacrific eu. Este fantastic să vezi acest proces efectiv în joc. E greu de exprimat, e cu o încărcătură emoțională extraordinară, dar acest lucru se întâmplă chiar dacă noi nu suntem conștienți și copiii au această capacitate de iubire extraordinară și, din păcate, adulții nu știu că nu e cazul să se sacrifice copilul și nici să urmeze în moarte pe cineva și nici să ia locul unui alt părinte în fața morții, că nu-i firesc așa, dar acest proces se întâmplă inconștient. Și iată cum, după ani de zile, acest lucru a generat o boală terminală în copilul care a crescut, dar la nivel inconștient el și-a dorit și a cerut acest lucru. Și el atunci, practic, de-aia și-a îmbrățișat boala, pentru că era exitul lui către ceea ce el, la nivel sufletesc, și-a dorit de atunci, din acel moment când a trăit acea tragedie. Ioana, pe asta am prins-o. Ultima mea întrebare, fii atent. Dacă subiecții prezenți în sală pe desfășurarea workshop-ului ce ține câteva ore au probleme emoționale despre care tu nu ai fost informată ca și conducător, lider de grup, ei îți pot influența ție percepția? De exemplu, ai în sală un depresiv sau mai mulți depresivi, ai în sală o persoană tulburată afectiv în alte direcții, îți pot influența? Asta am răspuns un pic mai devreme. Asta este marea capacitate a acelui conducător de grup de joc, de a se putea extrage în afară, de a rămâne fiind observator și de a nu se implica, pentru că atunci, da, empatizez. Eu sunt o persoană empatică, eu simt foarte mult emoțiile celorlalți. Ce drăguț ești. Da, n-ai idee. Așa. Și atunci, ca să nu perturb procesul nici de la mine către ei, nici de la ei către mine, eu tot timpul trebuie să mă mențin în poziția asta de observator și să intervin strict numai în momentele cheie în care, într-adevăr, trebuie să se conștientizeze ceva sau să se treacă la pasul următor, știi? Eu o să zic că da, dar în mod real nu. Jur. Deci nu vreau, fac tot efortul. Deci dacă omul din sală e bolnav și e pe depresie și e pe tratament cu orice medicament și îl bufnește plânsul că na, a auzit, a văzut... Să știi că nu îl bufnește plânsul. Culmea. Taman pe ăla depresivul și pe medicamente nu îl bufnește plânsul, că uite, am avut o participantă care mi-a spus că e pe la sfârșit. Aha. Deci când vin la feedback-urile finale, la pupici, îmbrățișări și așa, mi-a spus, știi că eu sunt pe tratament pentru depresie, vreau să zic că a fost una dintre cele mai reci persoane pe durata acestui normal workshop. Că era pe tratament pentru depresie. Vezi? Deci nu ar fi bufnit în plâns, pentru că tu ai pornit de la ipoteza că o astfel de persoană ar fi mult mai deschisă către a-și manifesta în tragedia. În funcție de momentele de dat medicamentele, că nu știi când le ia, cum le ia, cum, dacă le ia sau nu le ia. Păi, vezi, sunt foarte multe necunoscute. Rest my case, cheamă-mă și eu vin să văd. Când se produce vindecarea? Sau putem vorbi de o vindecare? Este corect acest cuvânt? Din nou,
Intenția facilitatorului este de a lăsa sufletul să se miște către ceea ce poate să facă ca și pași, bineînțeles către vindecare, dar nu poți promite nimănui dacă ai venit, gata, te-ai vindecat. Pentru că atunci ar însemna că din start excluzi și nu-i dai cezarului cei al cezarului, adică pentru corpul fizic ai nevoie de intervenție pe fizic, pentru mental, pentru emoțional, știi? Uh-huh. Și atunci sunt anumiți pași pe care trebuie să-i faci conjugat. Adică dacă am lucrat cu persoane care au fost bolnave de cancer, nu însemna că le zic ok, gata, hai facem doar psihoterapie și o să te vindeci, că e eronat. Uh-huh. Și constelațiile familiale sunt tot un instrument de psihoterapie și nu poți să spui gata, vii, ești super bolnav și tu dacă faci o constelație 2-7-9 te-ai vindecat. Nu. Omul respectiv are un întreg proces de parcurs acolo. Are, așa cum am spus, pentru structura fizică trebuie să facă anumite schimbări, pentru psihoemoțional trebuie să facă anumiți pași și să integreze anumite lucruri. Deci e un întreg proces. Nu am făcut-o, m-am vindecat și gata. E suficient doar să participăm la constelație sau mai trebuie făcut și altceva după constelație? Ca, ok, am conștientizat problema, am văzut de unde este. Pentru că am remarcat că mare parte din persoanele care vin nu își pot face singur corelațiile dintre informațiile primite cu propria viață. Și atunci, da, e necesar să fie procesat cu persoană calificată. De ce zic calificată? Că așa ar putea fi orice psiholog, că orice psiholog e calificat să facă asta, dar dacă nu are deschiderea și nu cunoaște ce se întâmplă sistemic vorbind, nu va putea să integreze cu el. Eu am un noroc extraordinar, să știi acum. Sunt lângă Daniel Murari și termin anul 2 pe tot ceea ce înseamnă psihoterapie sistemică. Sunt foarte fericit. Treaba asta mie mi-a deschis mintea că există încă un plus în viața mea de psiholog să înțeleg o persoană schematică. Uh-huh. M-a amuzat teribil la început. Ulterior mi-am dat seama că îmi merge creierul altfel. Băi, e un feeling acolo, adică faci o schemuță și ai știut omul. Foarte mișto ca idee. Plus asta cu constelațiile. Da, tu îmi place tare de tot. Faci o schemuță ca să știi omul, dar nu faci o schemuță mai mare ca să știi omul în cadrul sistemului. Păi vine Radu la tine! Vine Radu la tine! Să mă înveți și chestii! Vreau să învăț treaba asta, jur! Trebuie să mă înveți. Deci m-ai făcut atât de curios, n-ai idee! Păi înseamnă că mi-am făcut treaba. Știi? Că foarte bine ce chiar. Pleci cu întrebări de la mine. Da, ce aveam eu întrebări până să te văd, dar ce am acum? Adică... Da, Ramona, mi s-a părut că mai vrei să mă întreb ceva. Deci da, e necesar să proceseze informațiile și atunci sfatul meu este să continue. Da, asta era întrebarea mea, dacă după constelație se mai întâmplă și altceva? Adică continuă procesul terapeutic? Ar fi bine să se continue. Uh-huh. Ar fi bine să se continue pentru că altfel sunt informații pe care le pierzi. Pentru că, exact cum explicam mai devreme, ai nevoie de rațiune să poată să priceapă și să înțeleagă ce se întâmplă acolo și ai nevoie de partea emoțională să poată să se elibereze și ea și de-abia după aia poți să zici că ești pe drumul. Mulțumesc, Ioana! Și eu mulțumesc foarte mult! Tare interesantă discuția de astăzi și cred că ar trebui să mai stăm niște foarte multe ore să dezbatem acest subiect. Nu e așa, Radu? Da! Vreau să înțeleg, jur. Da, acum sper să se fi înțeles că eu nici nu mai îmi dau seama dacă ideile s-a înțeles, ceva începute s-a înțeles. Inițial cu acele jocuri și cu acele la exemple, câte întrebări am adresat, ajuns, trebuie să fi înțeles lumea ceva. Mai facem pe tema aceasta. Mai facem, jur, vă mulțumesc, mai facem. Dragilor, pentru prezență. Și noi îți mulțumim. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și ne vedem cu altă emisiune data viitoare. Mulțumim. Uiuh.